Peste 500 de credincioși au luat parte la procesiunea de botezul Domnului desfășurată sâmbătă în portul din Drobeta Turnul Severin. După ce au asistat la Sfânta Liturghie desfășurată la Catedrala Episcopală, prelații și enoriași au pornit cu alai către portul orașului. Acolo a avut loc slujba de sfințire a gheasmei mari de binecuvântarea apelor Dunării și a fost aruncată în apă crucea împletită din lemn de brad pe care un credincios a recuperat-o și anul acesta. Zeci de preoți și sute de credincioși au pornit în alai către portul din Drobeta Turnul Severin. Cel mai important moment al procesiunii a fost sfințirea gheasmei mari. Apoi, episcopul Severinului și Strehaiei a vorbit despre importanța momentului religios al botezului Domnului. Sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Să începem cu bine anul 2024. Să-i mulțumim că ne-a ajutat în această zi să oficiem Sfânta Liturghie, să facem slujba de sfințire a apei a gheazmei celei mari aici, pe malul bătrânului Fluviu Dunărea. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toată darea cea bună, pentru tot darul desăvârșit. Vremea de acum este bună, nu este gerul Bobotezei. Nădăjduim că va urma și ger și zăpadă. Procesiunea a continuat cu binecuvântarea apelor Dunării, după care o cruce împletită din ramuri de brad și împodobită cu garoafe a fost aruncată în apele fluviului. Credincioșii spun că au venit cu inima deschisă la procesiune și s-au rugat pentru sănătate, liniște și pace. Cu gânduri curate, așa cum ar trebui să venim cu toții în ziua aceasta, pentru că botezul Domnului este o rebotezare a noastră, a fiecăruia. Este o zi în care trebuie să ne curățim sufletele, în primul rând, iar aghiazma mare pe care o ducem astăzi acasă are cu adevărat puteri tămăduitoare. Eu pot să spun că am simțit asta într-un moment foarte greu din viața mea, trezindu-mă dimineața într-o stare de apăsare sufletească foarte mare. Mi-am adus aminte de aghiazma mare de la Bobotează și de fiecare dată am gustat și m-am liniștit. Sunt aici la Dunăre, sunt în orașul meu, sunt acum de la Gorj. Suntem aici lângă bătrânul Fluviu și mereu aici se aruncă, pentru cine nu știe, o cruce în apă și cel mai viteaz om din Drobeta, Turnul Severin și nu numai, merge să o aducă. Nici nu știu dacă acum a ieșit sau nu cu ea din apă. Ca enoriaș, ce gânduri? Cred că vreau sănătate. Cu atâtea războaie la granițele noastre și nu numai în lume, cred că singurul lucru pe care îl vrea tot românul este să fie pace în țară, pace în lume, să fim sănătoși. Ca la orice fel de sărbătoare mare, împăcat, în primul rând, sau cel puțin așa îmi place să cred. Și mă bucur că se pot ține din nou slujbele în port, în aer liber, și sunt încântat că vine ce în ce mai multă lume. Vă rugați pentru... Întotdeauna. Și cumva ați fost mai devreme aici și l-ați auzit pe episcop, exact lucrul ăsta spunându-l, fiecare poartă rugăciunea în suflet. Toți cei prezenți au primit aghiasma mare pe care o vorbea timp de 8 zile după Bobotează, dar și în timpul anului, pentru a fi feriți de rele.